Cred că toate amintirile mele sunt scrisori și cred că toate amintirile sunt scrisori, pentru că în fond sunt trăiri care ni se adresează nouă după foarte mult timp. Dacă e vorba despre o scrisoare concretă, cred că cel mai bine îmi aduc aminte despre scrisoarea furată a lui Edgar Allan Poe, pe care n-am citit-o. Nu am citit scrisoarea, am citit povestea despre scrisoare, așa că e prea complicat și cred că e suficient atât. Pentru mine, o scrisoare înseamnă, mă întorc la răspunsul precedent, înseamnă, în primul rând, o amintire. O scrisoare este o parte, cred, din ceea ce suntem. Iar dacă se întâmplă ca acea scrisoare să nu fie încă scrisă, probabil că ar fi bine să învățăm să citim, să citim în lăuntru nostru ca să găsim acea scrisoare. Deci, pe scurt, pentru mine o scrisoare înseamnă ceva care mă constituie și cred că o scrisoare ne constituie pe toți și nu trebuie decât să învățăm să citim. Fără îndoială, că mai avem nevoie. Avem nevoie de scrisori pentru că avem nevoie de noi. Dacă am pierde scrisorile, nu mai știi cine suntem, nu ne-am mai putea întoarce nici noi înșine și cu atât mai puțin către ceilalți. Deci da, fără îndoială. Cu condiția, desigur, ca aceste scrisori să fie scrisori. Nu știu cum să le spun la cele realizate pe tastatură. Nu le-aș numi scrisori, pentru că nu sunt scrise, sunt tastate, nu știu, aș risca o monstruozitate dacă aș inventa un cuvânt, așa că aș prefera să fie scrise. Și dacă nu sunt scrise cu pixul, măcar să fie scrise cu gândul. În niciun caz nu cu obiecte străine. Mie celui din trecut, mi-aș da un avertisment. Mi-a scrie mie celui de acum 30, 40 de ani, știu eu, 20, poate chiar mai puțin. Mă spune, fii atent că eu știu bine pe unde ai luat-o. Aș ști mai multe decât știam atunci și chiar mi-aduc aminte de o spusă a lui, cred că Oscar Wilde, care spunea că experiența este cel mai sadic dintre profesori, pentru că întâi îți dă test și după aceea îți predă lecția. Cred că în felul ăsta aș putea să inversez puțin procesul. Dacă mi-a scrie mie o scrisoare în care m-aș avertiza mie celui de acum nu știu câți ani și m-aș avertiza ce urmează să fac dacă nu iau seamă la propriile mele decizii. Deci da, fără îndoială aș fi destinatorul meu preferat. Foarte tare.